și binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și Dumnezeu. Iubiții mei, frate și surori, iubiți prieteni ai casei Domnului, botezul nou testamental într-o casă de adunare face parte din slujbele de bucurie, casa Domnului. Și dacă mă veți întreba, cea mai mare bucurie? Când se slujbe de binecuvântare de copii, vine un copil în lumea aceasta, e bucurie. Mai mult în familie, unde vine. E bucurie, sigur, și în poporul Domnului. Când se slujbe de căsătorie, e bucurie acolo unde familia aceea se unesc în căsătorie. Doi din două familii și fac o nuntă și se bucură familiile și prudenile lor. Se bucură, sigur, și adunarea, dar într-o măsură mai mică. Dar astăzi, când un suflet se întoarce din împărăția Întunericului, unde Domnul este diavolul și a culisii lui, în împărăția dragostei Fiului Dumnezeu, în împărăția Luminii, e cea mai mare bucurie. A spus Scriptura că atunci când unul singur se întoarce la Domnul, mare bucurie este în cer. Amin. Și eu scotesc că mare bucurie este și aici, Aleluia. Biserica Pentecostală din Bogi. Aleluia. Nu trebuie să așteptăm să avem numai mulți. Și câte unul e bine. Amin. Să primească pe Domnul și să vină. Amin. Pentru că noi mulți, spune Scriptura, și cel ce vine va veni. Gloria. Și nu va se muni. Câteva cuvinte la început, pentru că sunt prieteni de casei Domnului, socotesc esențiale, să vorbim ce înseamnă acest botez nou testamental. Pentru că unii greșit cred că botezul este atunci când copilul este mic. Când îl ia nașa și îl duce la biserică și îl prezintă și ia, își ia un angajament în fața preotului pentru acel micuț. Merge. Mai aducem copiii, dragii mei, la binecuvântare în casa Domnului, după obiceiul Sfintă cu Scriptură, atunci când băieții împlinesc 6 săptămâni și fetele 9 săptămâni. Mai mult. Și atunci se cere binecuvântarea Domnului și se așează numele Domnului peste acei micuți. Amin. E una. În cartea numerilor, dragii mei, vom citi cuvântul Domnului și citesc ca să știe cei care sunt cu noi astăzi. Cum a poruncit Dumnezeu lui Moise în legătură cu acești copilași? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește la Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Amin. Despre copiii vorba. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească și acolo se pune numele Gheorghe. Mă cheamă Gheorghe și eu zic Gheorghe. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Gheorghe. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Gheorghe. Amin. Astfel se pune numele meu peste copiii lui Israel, iar eu îi voi binecuvânta. Amin. Asta înseamnă binecuvântarea Domnului pentru copii. Și ce a făcut Moise, prin porunca primită de la Dumnezeu cu copiii, aceea facem și noi la vârsta aceea fragilă. Botezul nou testamental e altul, dragii mei. Și cuvântul Domnului în cartea lui Matei, în ultimul capitol, ultimele versete, spune clar. Și vreau să citesc pentru cei care sunt cu noi astăzi, poate pentru primele dăți. Începând cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă, asta după înviere. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, le-a spus ucenicilor, și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească
tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. E foarte interesant. Mulți nu bagă în seamă cuvântul acesta. A te boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, nu poți face când ești copil micuț de câteva săptămâni. A te boteza înseamnă să ai o vârstă. Atunci când păstorul, botezător, te întreabă dacă crezi că Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că ți-a iertat păcatul și că este Domnul tău, tu poți să spui, cred sau nu cred. Ai minte. De regulă, la maturitate se face acest botez, când tu poți să discerni ce înseamnă una, ce înseamnă alta, ce înseamnă binele, ce înseamnă rău, ce înseamnă să faci voia Domnului în viața ta. Și atunci, în Marcu, ultimul capitol, din nou Hristos se vorbește cu ei și le spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți-vă Evanghelia la orice fătură. Cine va crede și se va boteza. Ca matur, rețineți, se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu crede, cu alte cuvinte, nu se va boteza, va fi osândit. Dragii mei, cu cuvintele Domnului Iisus, dacă aveți o Biblie ca mea, scrie gros cuvintele Domnului. Mie îmi place mult să-i traducere la toate cuvintele. Dar ce scrie vis-a-vis de spusele Domnului Iisus îmi place cel mai mult. Și mai ales când spune El, adevărat, adevărat vă spun. Și știți, clar că așa este. Și în discuția cu Nicodim, care a fost un mai mare al poporului iudeu, a fost parte în Sinedru, poate cuvinte în guvernul acela al Israelului, a iudeilor pe vremea aceea, a stat de vorbă cu El, care era un religios, dar El însuși n-a înțeles ce înseamnă să facă voia lui Dumnezeu vis-a-vis de botez, vis-a-vis de botez cu Duhul Sfânt și de a face voia Domnului. Și Domnul Hristos, când Nicodim a venit la El, cartea lui Ioan, vreau să citesc și acolo, pentru că vreau să înțeleagă toți frații, că nu sunt cuvintele noastre astea, sunt cuvintele Domnului Iisus. Și când El spune ceva, e clar, așa trebuie să facem și noi, să rugăm pe El. Sfântul Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis, Învățătorule, știi că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns Iisus i-a zis, i-a simțit Hristos că Nicodim vrea să-l măgulească un pic, să-l laude un pic. Dar el a spus direct la subiect, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă nașterea din nou, dragii mei, în viața unui om? Înseamnă că atunci când vii la adunare, vii la casa Domnului și frații de aici, vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc despre locul acela pe care Hristosul a promis că merge să ne-l pregătească, ca unde va fi El să fim și noi. Înseamnă că El nu vede acea împărăție. Nu știe ce înseamnă. Vorbesc lucrătorii, dar El nu poate înțelege. Învățătura aceasta, Scripturii, este de o vârșie dumnezeiască. Nu e de o vârșie omenească. E clar. Trebuie să te lași transformat de Duhul lui Dumnezeu. Și când ceva în tine lucrează în inima ta, în ființa ta, înseamnă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e acolo și începe să lucreze în tine ceva transformare. Și tu vrei să înțelegi că trebuie să te naști din nou, ca auzind cu aceste urechi de alte omenești, fizice, din trupul nostru. Cuvântul acesta ajungând la inimă, cu ajutorul Duhului Sfânt, îl înțelegi cum trebuie, nu îl înțelegi altfel. Că de regulă cei care se mulțumesc cu puțin, nu citesc cuvântul, ci lasă să-l citească alții, să le zic cum vrea ei, pentru ei,
atunci nu se prea transformă, nu prea se schimbă, nu prea se naște din nou nimeni. Dar Hristos a spus clar, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci nici nu vede. Deci apoi vorbim despre a noi și spunem cine așteaptă acolo că împărăția lui Dumnezeu este frumoasă. Acolo nu mai e nevoie de bec, de lumină, cum e aici, că va lumina Dumnezeu și mielul. Mielul fiind Hristosul cel junghiat, care a murit pentru noi și a dat viața pentru noi să ne câștige pentru împărăția lui Dumnezeu. El va lumina noi. Străzile acelei cetăți sfinte va fi ca spica spre benzie. Pe la mijlocul cetății acelea spune, curge râul vieții și pe malurile lui pomul vieții care rodește 12 roade pe an. Și cu frunzele lui, zice, se face vindecare neamului. Cel care gândirea lui așa mai omenească, nu înțelege lucrul acesta. Dar când Dumnezeu prin Duhul Sfânt transformă gândirea, atunci el vede împărăția Domnului și începe să tindă, să ajungă acolo. Și eu de regulă la mormântări pun întrebarea, vrea cineva de aici să meargă la iad, la venirea Domnului? Nimeni nu ridică mână. Toți vor în rai. Eu cred că așa este. Dar ca să ajungem în rai, iubiții mei, trebuie să facem voia Domnului. Și voia Domnului este să credem acest cuvânt și să facem exact cum a făcut și Hristos, care nu era păcătos, ci era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și toți oamenii în vremea noastră știu că Hristos s-a botezat în apă de către Ioan. Așa? Botează. Și așteaptă toți neliniștiți acasă, cu bani pe masă, cu ceva pentru popa, să vină popa cu bobotează. Cu crucea sau cum se zice, nu știu. Deci ceva adevăr simte că e acolo. Hristos a fost botezat. Dar vreau să vă spun că la botezul Hristos în apă au fost niște martori extraordinari. După ce a fost botezat, tot norodul spune Biblia, în Luca 3:21, a fost botezat și Hristos. Și pe când se ruga el, spune Biblia, a ieșit din apă, s-a văzut coborându-se din cer, Duhul Sfânt de chip de porumbel peste el. Și o voce care spunea, acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Mulți cred că se primește Duhul Sfânt odată cu botezul în apă. Călăuzit de Duhul Sfânt ajungi să faci botezul. Clar, lucrează Duhul Sfânt ceva aici. Dar trebuie să capeți Duhul Sfânt, să fii botezat și apoi să fii și un plus cu Duhul Sfânt, să lupți mereu. Pentru că acestea sunt aripile care vă aduce la o mică în cerul lui prea înalt. Și eu zic, Doamne ajută! Să revin la textul de la Ioan capitolul 3. Dacă nu se naște un om din nou, nu poate vedea împărăția, deci nu poți nici să vezi. Și apoi Nicodim la această vorba Domnului ce a zis? Cum se poate naște un om bătrân, zice, din nou? Poate el să intre două ori în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a înțeles că el nu înțelege bine. Adevărat, adevărat îți spun, zice Domnul Iisus, odată clar aici. Dacă nu se naște cineva din apă, așa cum face sora noastră astăzi, și din Duh nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu-s cuvintele la Tamariel, al Petre, amel, nu? E-s cuvintele Domnului Iisus. Amin. Poți intra în împărăția lui Dumnezeu fără naștere din nou și fără Duh Sfânt? Nu se poate, dragii mei. Și vreau să fac această introducere ca nimeni să nu fie eroare. Sunt multe religii în lumea asta. Sunt multe credințe în lumea asta. Și vă spun un secret de ce. Sunt mulți doritori să aibă funcții înalte pe linia aceea. Și am să stoarcă toți pe toți cum poate mai bine. Nu mi-e greu să spun. Am ani mulți de pocăință și am avut și o funcție în viața asta de fiecare zi. Poate prietenii noștri și chiar tu mă știi, Bogdan, la Spitalul de Recuperare din Felix, am fost 20 ani director administrativ.
Vă ajută Domnule și în pensie acum. Da, dacă eram cu oameni, că noi am fost o familie mare, nouă frați. Cu greutăți, cu probleme, știți? No, să nu-i simplu. O vorbi Domnul că vrea să mă facă un slujitor al Lui, dacă eu iubesc tare. Și dacă țin eu la El așa cum țin El la mine. Și mă va ajuta și în viața de toate zilele, și în viața de credință. O spun mereu pentru că trebuie să mă împlinesc asta. Amin. Pentru că a fost o lucrare pe patra casei noastre a Biosi, acolo unde nu era desa. Parcă nici nu era cobor. Era pământ. Dar erau niște rugăciuni voastre de stare. Atunci se primea Duhul Sfânt în case, acolo în geamul erau căptușile cu perne și cu decapă. Știți ce sare, nu? Sunt de la țară. Se rupă sau de tare, pentru că eram urmăriți, dragii mei. Dar am iubit pe Domnul tare. Și am zis că nu mă interesează pe mine ce, ce caută, cine caută. Că simt că Domnul Iisus e lângă mine și puterea Lui mă umple, lupt. Și vreau să fiu pocăit, pentru că așa spuneau frații acum, că vine Domnul. Exact cum spunem și noi astăzi. Și zicea, Doamne, ca și copiii era. Nu veni până nu mă pocăiesc și eu. Că și toți ne-am născut în păcat, ne-am zâmbit în capul nostru. Așa scrie cuvântul Domnului. Trebuie să avem nevoie de pocăință. Amin. Să punem pentru și cei din familie de pocăință au nevoie? Da! Mântuirea este personală. Eu nu, nu pot să cred pentru nevastă, pentru copii, pentru nepoți, nu pot să cred. Mă rog pentru ei, în schimb. Domnul să le dea pocăință la toți. Amin. Și dumneavoastră la fel, și te rugăm și pentru satul ăsta. Și pentru cei care au venit din Râpa, din Hodiș, din, din Horor, toți să fie primiți de Domnul. Amin. Să fie mântuiți. Ei, casa lor, satul lor. Și Domnul să lucreze. Amin. Deci trebuie să știm, dragii mei, tot ce spune Scriptura. Adevărat, adevărat îți spun. Eu spus Domnul Nicodim, acel om religios. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre. Odată, dacă nu primești cuvântul și dacă nu vezi cu ochii ceilalți, nu cu ăștia, împărăția care te așteaptă ca să fie moștenită de cei care fac voia Lui, și apoi nu faci ce a făcut Domnul, adică botezi un apă, botezi cu Duhul Sfânt, nu poți intra. Noi spunem, da, noi spunem toate regulile clar, dragii mei, pe înțelesul tuturor. Pavel ne spune nouă, foarte clar, în Cartea Corintenilor, că între noi nu sunt mulți înțelepți, mulți foarte pregătiți, oameni cu greutate în ceea ce privește funcție de socializare între noi ăștia. Și ăștia tot timpul suntem puși și loviți. Ce spune el? De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumea acestea. Nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru că nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. Și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Cine ăsta? Hristosul. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, am făcut o introducere poate puțin lungă, dar vreau să ne ridicăm acum în picioare și să avem un cuvânt pentru ziua de astăzi și fiindcă este vorba de o soră, de o femeie, voi citi cuvântul Domnului din Fapte, capitolul 16, unde este vorba despre întoarcerea lui Livia. Capitolul 16, Faptele Apostolilor, versetul 11 în jos. Pagina 1076. După ce am primit, am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În acea cetate am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos
și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta pe Domnul. I-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei i-a rugat și i-a zis: dacă mă socotiți credincioase Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Cine a silit să intrăm? Amin. Amin. Iubiții mei, pentru ca Domnul să binecuvânteze slujba întreagă, o vom întâlnița în brațul lui. Îi vom cere călăuzirea prin Duhul Sfânt. Să-și binecuvânteze cuvântul, amin. Cântarea, amin. Și în ultimul rând, pe toți ascultătorii. Amin. Inimele fiecăruia să fie transformate, în ogoare bine de lucrate. Ca semânța cuvântului său intrat acolo, să-i încolțească, să-i crească și la vrea potrivită să aducă roadă. Amin. Și care roadă? Bună. După cuvântul Domnului strângă pomul, după roadă, îl veți cunoaște. Un pom bun face roade bune. Un pom slab, rău, de regulă face roade rele. De care vrea să fim noi? Un bun. Amin. Și zic, Doamne, ajută-ne. Amin. Și dacă suntem socotiți de Apostolul Pavel, epistole vii, scrise, citite de toți oamenii, apoi să aibă ce citi oamenii. Amin. Se întoarcă la Domnul, văzându-ne pe noi, pe toți, că suntem cu adevărat lumini. Amin. Pe că vețel și eu găb Domnului. Să vă mulțumim.